Pentru cei care nu au auzit deja, acest virus este cunoscut și sub denumirea de virusul Poliția Română și afișează un mesaj prin care incriminează proprietarul calculatorului afectat de piraterie, ulterior solicitând o sumă de bani pentru deblocarea calculatorului. Virusul de tip troian se numește Ransom Icepol și încă mai creează probleme, iar acum pare să fie ajuns la o versiune mai nouă. Calculatorul dumneavoastră este blocat. Acesta este mesajul care îmi apare atunci când vreau să deschid acest calculator. De fapt, în spatele acestui mesaj se află un virus cunoscut sub numele de Poliția Română. Acest virus mă atenționează de faptul că aș fi încălcat anumite prevederi ale legii. Virusul verifică IP-ul calculatorului, îl asigură pe utilizator că mesajul este din partea poliției și îl acuză de un delict pe care l-ar fi putut comite și fără să-și dea seama. Față de amenințări similare mai vechi, care trimiteau așa zise amenzi pentru pornografie, acesta pune accentul pe infracțiuni de piraterie software a filmelor sau a albumelor muzicale sau mai mult pe susținerea unor fapte teroriste. Am fost avertizați de faptul că acest calculator este blocat. Virusul Poliția Română ne mai avertizează de posibilile încălcări ale legii. Este vorba despre încălcarea dreptului de autor, pornografie sau ajutor acordat terorismului, fapte pedepsite prin lege cu până la 25 de ani de închisoare. Atacatorii intimidează utilizatorii cu mesaje localizate ce par a veni din partea autorităților din țări precum România, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Austria și Olanda. Virusul Poliția Română ne mai avertizează de faptul că în următoarele 48 de ore trebuie să plătim o amendă în valoare de 400 de lei. O posibilă neachitare a acestei amenzi ar duce la deschiderea unui dosar penal pe numele meu. Utilizatorii sunt direcționați să plătească online presupusă amendă eliberată de Poliția Română. Poliția Română dă asigurări că niciodată nu trimite mesaje de acest fel utilizatorilor de internet. Cei care primesc mesaje prin care li se cer diverse sume de bani pot depune sesizări pe portalul efrauda.ro. Care s-au făcut la nivel național. Se pare că este vorba despre un virus informatic care a afectat mai multe site-uri, recomandând cetățenilor să nu dea curs unor astfel de cereri sau de sesizări și, dimpotrivă, să se adreseze de îndată organelor de poliție. Pe raza județului Suceava, până în momentul de față, au fost trei astfel de sesizări privind la acest virus informatic care a apărut pe calculatoarele unor cetățeni. Din păcate, acești cetățeni doar au sesizat faptele. Ulterior, când au fost contactați pentru a preda unitatea de calculator pentru efectuare de cercetări, au refuzat acest lucru, astfel încât nu s-au putut lua până la acest moment măsuri în cauzele respective. Astfel de fapte sunt monitorizate la nivel național de către o echipă specializată din cadrul Brigăzii de Criminalitate Organizată București, făcându-se cercetări în mai multe cauze care s-au înregistrat la nivel național. Intimidați de mesajul ce pare oficial și vinovați de descărcarea de filme sau muzică de pe internet, unii utilizatori plătesc suma cerută. Ei pierd astfel banii pentru așa zis amendă și în plus riscă să rămână fără toată suma pe care o au în cont. O aplicație gratuită împotriva virusului pirateriei, care a infectat milioane de utilizatori din toată lumea, prin intermediul unui mesaj fals ce se pretinde a fi din partea poliției, poate fi acum descărcată de pe internet. Utilizatorii infectați cu softul periculos de tip troian Ransom Icepol pot descărca această aplicație în mod gratuit. O altă soluție este reinstalarea sistemului de operare. Așadar, nu vă lăsați păcăliți de acest tip de virus, pentru că odată ce v-ați introdus datele prin sistemul de plată online pus la dispoziție, hackerii fură informațiile bancare ale clientului și pot apoi să facă și alte plăți din contul dumneavoastră.